vor avea și o versiune electrică și uite că da, fac și românii lucruri bune, pentru că practic ăsta e un vehicul făcut la Craiova. Okay, din păcate nu poți lua cutia automată pe diesel și clar, grosul vânzărilor cred că va fi asigurat de acest diesel. Avantajul însă al acestei configurații este pe principiul less is more, adică fi mai puțină mașină, este și mai ieftină. Acum nu știu proporțional dacă kilul de mașină din asta e mai rentabil decât kilul de Berlingo sau Caddy, dar trebuie spus faptul că Renault-urile Kangoo, Caddy-urile și cu Citroenurile Berlingo tind să se ducă pe game plecând de la 23.800 aproximativ până pe la aproape 30.000 de euro ca prețuri de început cu tot cu TVA. Asta este 20.500 de euro aproximativ cu tot cu TVA începând de la 3 spații de depozitare unde se poate pune numerar, în al doilea buzunar buletinul și permisul de conducere și în al treilea diversele carduri bancare de transport în comun sau de acces pe la diverse garaje, companii, fiecare pe unde lucrează. Iar calitatea asamblării este una exemplară, fiind făcut din piele naturală, vopsită natural, cusută după metode din acestea clasice. Sunt niște cusături cu autostrângere care nu se desfac niciodată, oricât l-ai umple, el nu se lățește foarte mult. Detaliile sunt lucrate foarte bine. Pielea, cusăturile, patina, făcându-l mai mult decât un simplu portofel, este un articol vestimentar până la urmă, așa că vă recomand să încercați așa ceva și o să vedeți că este un obiect deosebit. Cred că mi-am depășit recordul, asta este a patra mașină pe care o filmez astăzi, așa că s-ar putea să se lase cu un pic de întuneric în timpul prezentării, pentru că mă știți foarte bine, nu prea pot să fac prezentări mai scurte de o oră, așa că finalul s-ar putea să fie un pic obscur, să zic așa, deși fiți fără grijă, test drive-ul l-am tras deja. Și o să zic că încă n-am apucat să filmez mașina în momentul în care vedeți voi test drive-ul. Ordinea cronologică e logică pentru voi, un pic ilogică pentru mine. Așa că, fapt divers, am început ziua cu un Land Cruiser 100 cu motor de 4.2 diesel. Am continuat cu un Mercedes 500 SL500 din generația R230 2002. Am continuat cu un Ford Focus de 1.6 diesel și închei ziua cu acest Ford mai puțin Focus, dar destul de focusat în felul lui. Tot o motorizare diesel, însă de 1.5, nu de 1.6 cum era cel de dinainte și o motorizare pe care am mai explicat-o tot de la proprietarul care mi-a adus mașina de dinainte, care a fost cumpărată tot de la Neste Automotive, însă second hand, în 2013 cu 6.000 de euro și acum după 11 ani am povestit-o detaliat. Și motorul ăsta puteți să-l revedeți în întregime în prezentarea Focusului 4 automat, însă ăsta este puțin diferit pentru că are mai puțin cai și nu are intercooler lichid, adică este exact o clonă tehnică de motor franțuzesc, setat la 99, aproximativ 100 de cai. Și când vine vorba de Fordul ăsta, poate să-ți răsară în minte două lucruri. Fordul Explorer, pentru că are un design foarte similar, sau capul lui Mandark din desenele Dexter's Laboratory, care sunt foarte mișto pentru că mie îmi plac că sunt făcute de un rus pe care îl cheamă Geni Tartakovski sau Genadi Evgeni, nu știu cum naiba era prenumele lui, și care a desenat toate caracterele alea interesante pe acolo. Și cred că dacă te uiți și la Opel-urile Combo mai vre, care erau practic niște Corsa făcute dubă, la fel cum se întâmpla și cu vechiul Ford Courier, care era o Fiesta făcută dubă, au capul ăsta mare, pentru că sunt niște mașini foarte înălțate. Deși ăsta cumva pare că derivă dintr-o mașină de pasager, nu, este o platformă totuși gândită special pentru așa ceva. E o mașină vizibil mai voluminoasă decât ar fi un Fiesta, care este făcut dubă. Și asta se vede și în manevrabilitate și în partea practică. Și mie îmi place foarte mult că e o mașină însă care se conduce la fel de ușor ca o Puma și din păcate costă mai puțin decât o Puma. Din păcate pentru Puma, din fericire pentru asta. Și așa cum îl vedeți aici, este în formatul de auto utilitară pentru transport marfă, deoarece în spate, legal, nu ai voie să cari oameni. Practic, evident că se întâmplă chestia asta, nu are geamuri, nu are climatizare, nu are spații de confort, dar structura ei, așa cum este făcută, e cam la fel cu cea de locuri. Să zic dezavantajul acestei configurații față de al competiției, dar este totuși un atuș, o să zic imediat de ce, este faptul că
și versiunea de pasager și cea utilitară sunt cumva similare, doar că sunt pe o singură lungime. Competitorii au mai multe tipuri de lungime, de exemplu poți să vezi Volkswagen-uri Caddy, Citroen-uri Berlingo, anumite Fiat-uri mai mici decât Ducato, cum sunt cele care au fost numite periodic Doblo sau Fiorano, care încă vin cu motorizări mai mari ca aceasta, de aproape 180 de cai, de 2 litri. Nu mai vezi așa ceva pe această mașină. Unicele motorizări sunt în jurul a 100, maxim 125 de cai și sunt ori un litru 3 cilindri benzină, ori acest, zic eu, foarte potrivit 1.5 diesel de 100 de cai, doar cu cutie manuală. Cele pe benzină pot fi accesorizate doar în varianta de 125 de cai cu cutia 7 DCT300 de la Magna, acel Power Shift, care nu știu cât de bine se pretează pentru o dubă din asta, dar dacă nu cari marfă, greutate, ci volum, sau o vei lua pentru pasageri și ceva concedii, benzina aia plus cutia automată sunt destul de ok. Din păcate nu poți lua cutia automată pe diesel și clar, grosul vânzărilor cred că va fi asigurat de acest diesel. Avantajul însă al acestei configurații este pe principiul less is more, adică fi mai puțină mașină, este și mai ieftină. Acum nu știu proporțional dacă kilul de mașină din asta e mai rentabil decât kilul de Berlingo sau Caddy, dar trebuie spus faptul că Renault-urile, Kangoo, Caddy-uri și cu Citroenurile Berlingo tind să se ducă pe game plecând de la 23.800 aproximativ până pe la aproape 30.000 de euro ca prețuri de început cu tot cu TVA. Asta este 20.500 de euro aproximativ cu tot cu TVA începând de la. Doar că ele probabil o să fie luate de multe firme, așa că le vor cumpăra cu scutire de TVA și asta înseamnă că prețul ăsta de 15.500 fără TVA e unul destul de atractiv și în principiu pentru care versiunile astea pe benzină 100-125 manuale sau cea de 125 și automată poate să aducă un plus de preț de vreo 1.500 de euro. Dieselul acesta, așa cum o vedeți pe asta în principiu cu nivelul de echipare maximal, că sunt 4 trepte de echipare, cred că este undeva în jur a 24.000 aproximativ, 25.000. Dacă mă înșel, o să îi întreb exact pe oameni mâine și revin în zona de comentarii cu prețul exact. Puteți și voi să vi le configurați să vedeți chestia asta. Și m-a lăsat plăcut impresionat la partea de condus. Are frâne bune, este silențioasă, e antifonată bine. Am putut să vorbesc 30 de minute la telefon pe car kit, pe speakerul mașinii, pentru că conectivitate wireless, toate cele pe acolo, și am putut să conversez realmente cu persoanele alea fără să am întreruperi de semnal sau ceva, nu știu, tonalitate de voce nedorită și consumurile au fost decente, o să vedeți în partea de test drive chestia asta, pentru că am filmat-o deja, dar voi n-ați văzut-o încă. Așa că, în istoric, ăștia au făcut multe vehicule de transport, alea celebre, cunoscute pe plan global, sunt Fordurile Econoline, care cândva aveau și V10 benzină. Am avut plăcerea să fiu pasager într-unul când am fost în Statele Unite ale Americii în 2011 și naveta de la aeroport la hotel în New York am făcut-o cu un Econoline E350, care era probabil un ceva, cred că 6.2 V8 sau V10, nu mai țin minte, pentru că știu că avea un sunet minunat și acel 350 este tonajul mașinii, nu este cilindrea sau clasa de putere. Acele Econoline-uri însă nu sunt ceva ce se vezi în Europa, sunt un fel de transituri în format american, însă sunt mai mari decât ele și sunt niște dube camion robuste. Transitul, deși se vinde și el în Statele Unite ale Americii, este puțin mai mic, însă în America îl poți lua cu 3.5 sau 3.7 benzină, cu puteri între 290 și aproximativ 310 cai, unele sunt supraalimentate EcoBoost, altele sunt aspirate natural. Chestia asta se întâmplă și la Ram-ul ProMaster, pe care noi îl cunoaștem ca Fiat Ducato, care în loc să aibă niște motoare de 2.2 care s-au dovedit în timp a fi destul de problematice și acum sunt în curs de renovare tehnică, acolo pot fi luate cu Pentastar-ul de 3.6 și 280 de cai și cutie ZF 9HP. Foarte interesantă această configurație, aș putea spune. Din păcate la noi nu și-au rostul aceste mașini din rațiuni economice și nu e vorba de consum, ci de partea asta de taxare, deși sunt utilitare, n-ar trebui să fie probleme în acest sens. Pe talon, asta este auto-utilitară. Cea de pasageri, în schimb, este mașină. Există și gamele astea comune pe care ei le împart, dar au făcut și gamele proprii. Adică vei vedea Fordurile Transit, Bedfordurile vechi din Marea Britanie și alea derivate din Fiesta care s-au făcut până în 2002 și s-au numit simplu Ford Courier. Dar asta este o mașină completă gândită de la zero și este făcută la Craiova, în România, cu tot cu motorul pe benzină, că ăsta diesel vine din străinătate. Și mi se pare interesant așa cum este împachetată, ai o libertate de exprimare pe partea de echipări,
Ai de asemenea posibilitatea de 5 locuri care sunt comode, nu sunt genul ăla de dube care să nu aibă antifonare și confort. Are un portbagaj foarte mare. La acea versiune de pasager, haionul se deschide în sus și poate fi la propriu un umbrar perfect. La această versiune, în schimb, este din două uși care se deschid orizontal și au și balama care se poate căsca mai mult ca să dai ușa peste cap. Însă mi-ar fi plăcut mai bine pe partea de iluminare a acelui spațiu de marfă în spate, deoarece are un singur bec și doar la ușile din spate, nu și la ușa de pe lateral. Dar astea sunt chestiuni care se pot face, poți să montezi tot felul de capitonaje. Are însă o cameră de marșalier foarte bună, că în configurația asta nu poți să vezi în spate și oglinda nu se mai pune, că te-ai vedea doar pe tine. Și exact cum au făcut cei de la Neste, mi s-ar părea interesant să facă mulți, în aș pune fișa de specificații cu totul. Un QR code ca să descarci niște fișe de produs și niște chestii de sumar, cai, putere, sarcini, volume. În principiu, pe această configurație diesel, MTMA-ul, cât poate să care ea, este de fapt masa totală maximă autorizată, cu tot cu greutatea mașinii, dar practic sarcina utilă totală e cam de 1,1 tone, dar în aia intri și tu ca ocupant, așa că practic poți să car cam 850-900 de kg rotunjit. La cea pe benzină mai scazi 100 de kg. Sincer, nu l-am condus încă pe această configurație, dar am o vagă impresie că benzinarul ăla este mai curând rezervat pentru cei care vor doar să facă plimbări urbane și strict chestii de volum sau pur și simplu pasageri. Pentru marfă sarcini eu recomand acest diesel, este mai pretabil, pentru asta este făcut. Condiția este să dai la cheie și să-l lași pornit toată ziua, să nu-l fâții pentru ture de 3 minute. Dacă, în schimb, faci livrări curierat, poate ar fi mai bună o soluție pe benzină sau chiar una electrică de 136 de kW, care o să apară în curând. Și la un preț probabil puțin mai mare, că e tot pușul ăsta etern pe electrificare. Așa că mie îmi pare cam cea mai ieftină chestie din segment, pentru că Dacile Dogger și Dogger, cam așa ar trebui să se numească, între Logi și Dogger, nu prea mai sunt în peisaj. Este Mercedes-ul clasa T, care de fapt e un Renault Kangoo mai scump cu vreo 6.000 de euro. Ambele au prețuri mai mari, poate pot fi mai configurabile niște iterații, dar asta e o mașină suficient de mare, deși lipsesc anumite spații de depozitare pe partea de interior, că n-ai un portbagaj convențional și nefiind gândită fix ca o dubă neapărat, scaunele sunt jos și atunci nu ai spații de depozitare sub ele în care să pui un rucsac, de exemplu. Dacă îl pui în spate, în, să zicem, spațiu, în hala aia mică, în benă, o să se miște pe acolo pe toate părțile și nici nu are, datorită sau din cauza faptului că scaunul nu e sus, ușă, trapă de acces ca să poți să cari, de exemplu, niște țevi mai lungi decât interiorul din spate. Pe un Citroen, de exemplu, ai o trapă de acces, am cărat personal cu o mașină de 4,40 m, niște țevi de 4,20 m, care au intrat efectiv în toată mașina până la podea, pentru că poți să le bagi pe acolo pe dedesubt. Adică nu e cea mai modulară mașină, dar cumva e un entry level în segmentul ăsta. Nu are nici faruri pe LED, dar luminează bine, am testat-o pe seară, este ok, se aude decent muzica, nu șuie răvântul foarte tare, are spații de depozitare totuși în partea de sus și mi se pare că este o mașină interesantă. Acum văd că probabil din rațiuni de cost sau așa e mașina, nu are ornamente pe partea asta laterală, dar totuși e ceva bun pe partea de protecție anticoroziune, că nu poate să se prindă nimic pe acolo și oricum o persoană de talie medie nu o să vadă chestiile astea, pentru că nu e suficient de înaltă cât să vadă ce este deasupra. Așa că are un preț bun de pornire în gamă, va fi probabil o mașină de referință. Dacă ține de prețul ăsta și ok, părerea mea că va fi un bestseller. Nu e poate cea mai estetică, dar cu culoarea asta cum arată e o mașină drăguță. Nu ți-e rușine să mergi cu ea și mie nu mi-ar fi rușine să merg cu nicio dubă. Că până la urmă ăștia care merg cu duba poate fac mai mulți bani decât aia care o ard în mașini cu 5 butoane la genunchi, dar la propriu sunt niște rupți în cur fără o chiftea în burtă. Așa că să nu judecăm sau să judecăm foarte atent, pentru că oamenii care se află în aceste mașini se prea poate să fie niște patroni cu fonduri europene luate, cu afaceri în tot felul de domenii, care sunt foarte potenți financiar, dar sunt genul muncitor care muncesc col la cot cu angajații lor. Și deși tu îl vezi la o primă vedere ca pe un individ, să zicem, de stare socială precară, de fapt el să fie un top de top în weekend și cine știe ce alte mașini își mai permite și poate să conducă. Și probabil are nu una, ci 15 asemenea bucăți de mașini cu care face treabă și bani ca să întrețină o familie. Sau mai multe familii, că până la urmă au și angajați. Așa că dacă vezi mașina asta ca pe un generator de bani, nici nu mai contează atât de mult părțile astea de confort. Dacă o vezi ca mașină de lifestyle, încep să te uiți la niște lucruri. Ce mi-ar fi plăcut să aibă spații de depozitare, însă ce îmi place că are,
niște scaune foarte confortabile. Foarte important la o mașină în care tu petreci comercial foarte multe ore din zi, să ai un scaun confortabil și o climatizare bună. Și mașina asta face rece grav, pentru că are climatizarea de versiune cu locuri, nu este modificată. Și nu vibrează motorul, face rece instant, cred că și încălzește la fel de bine, n-am apucat să testez că e foarte cald afară. Cert este că așa cum e gândită, e o mașină care e prietenoasă cu operatorul și nu se simte spartană. Nu e nici foarte mare încât să nu te descurci, te obișnuiești instant conducând-o, având toate aceste detalii. Motoarele sunt EcoBoost-urile de 3 cilindri care au distribuția pe lanț și pompa de apă a fost mutată în partea elaltă pe una din axe cu o curelușă. Au rotită chiulasa în sensul în care au inversat poziția admisiei cu evacuării. Rămâne pe injecție directă, la versiunile de mașină are și dezactivare de cilindri, însă ăsta ne fi mild hybrid, nu se duce pe format de putere mai mare. E un motor care în sfârșit cred că este ok atâta timp cât îi schimbi uleiul la timp. Acest diesel însă, deși se numește tehnic un EcoBlue, e de fapt un DV6D. Care este, sau RC, cum se numește el clasic, adică motorul de 1.5 HDI, de origine franțuzească, pe care Ford l-a finanțat. Inițial a apărut 2000 dieselul cu o axă 8 valve. A fost dezvoltat într-un motor de 16 valve cu două axe. În paralel a apărut motorizarea de 1.4 și 1.6 diesel cu două axe cu came 16 valve și aia s-a comasat într-un format cu o singură axă cu came de 1.6. Și acolo Ford a venit în continuare cu niște know-how și bani și a zis hai să facem pe un bloc de-al meu de 1.5 o versiune pentru mine care să aibă două supape pe cilindru și 1.5 și una pentru tine care să aibă patru supape și 1.5. Le diferă alezajul și cursa, pentru ca să încapă patru supape pe cilindru trebuie să fie alezajul mai mare, să fie loc pe acolo. Însă acest motor este o revenire la formatul de chiulasă din ăla de 1.6 cu 16 valve pe un bloc de 1.5, adică are doi arbori cu came și din fericire sunt montați pe chiulasa revizuită care are zbenghea aia despre care am explicat, o să vă și arăt, adică lanțul de distribuție dintre cele două axe care în esență e antrenat de o curea, este unul de lățime 8 mm și este mai robust făcut, sunt alte axe cu came, alte scaune de, pe partea asta de cuzineți mă refer, deci tot capacul ăla de supape cu axele, cu întinzătorul și cu pinioanele și lanțul sunt complet revizuite, o chestie care din păcate a cauzat niște probleme înainte, că n-a fost făcută la timp și foarte multe motoare de 1.6 au avut distribuțiile rupte. Odată pentru că nu s-a schimbat uleiul la timp și întinzătorul a cedat și se rupea lanțul și la revizuirea motorului a primit o pompă cu pinioane, nu cu palete. Și asta înseamnă că se uzau pinioanele și genera o presiune slabă de ulei care din nou rupea distribuția. La 1.5 în schimb a fost o problemă cu acel lanț prea subțire și până în 2019-2020 a fost o foarte mare problemă cu aceste distribuții, mai ales pe vehiculele comerciale. Drept urmare, s-a făcut o recalculare a treburilor pe acolo și au revizuit-o. În principiu, dacă vezi 7280 sau 7820, mă mai țin minte cât este exact terminația, pe chiulasă și ea este netedă, e big problem, e bine să nu iei acel motor sau să te gândești serios să-l revizuiești sau să verifici distribuția. Dacă însă are ceva cu 9280 la final și are zbenghea aia acolo, este totul ok, îl poți cumpăra că e un motor foarte nou și n-a apucat să adune 2 ani și 30.000 de kilometri sau dacă a făcut 30.000 de kilometri, a făcut în timp foarte scurt. Am observat prostul obicei ca vehiculele comerciale echipate cu motoare de mașini de pasageri să aibă un interval foarte relaxat de revizie. De exemplu, sunt vehicule comerciale care au motoare de mașină și la care intervalul de revizie este dat la ceva de genul 3 ani sau 55.000 de kilometri. Trebuie să fii efectiv imbecil să ții un ulei atât, cred că și la camioane. Ei dau intervalul de revizie la 125-150.000 de kilometri. Însă eu nu cred că lumea ține atât uleiurile alea și acolo vorbim de o cantitate mult mai mare de ulei și un regim mult mai uniform de funcționare. N-au nicio legătură acele motoare cu astea. Așa că eu unul l-aș trata ca pe un motor de mașină și mai ales la condus abuziv, plecări de pe loc cu marfă, start-stop des în oraș, 7500 de kilometri și poate mai repede de 6 luni, adică gândiți-vă că sunt niște taxiuri care cară marfă, nu oameni, așa că trebuie să le întreții corespunzător, părerea mea. Deci motorul ăsta este unul cu bloc de aluminiu, cămăși de fontă, chiulasă de aluminiu, 4 supape pe cilindru cu culbutor cu compensare hidraulică, 2 arbori cu came, sistem de injecție de la Bosch, în timp ce 1.6-le vechi avea ori de la Siemens Continental sau Bosch, turbine ori cu geometrie fixă, ori cu geometrie variabilă, niște variații care ei s-au comasat, injectoare electromagnetice cu retur,
pompă Bosch clasică și cu sistem din acela de filtru, cu tocul retur de pe rampă, o grămadă furtunuri pe acolo. Și este un motor care în cazul de față este cotat la 100 de cai. El poate și 115 cai, poate să facă și 130 de cai pe vehiculele franțuzești și pe anumite Forduri cu precădere cele Focus sau intercooler cu lichid. Cele care sunt pe Kuga, de exemplu, sunt cu intercooler de tip air-air, cum este cazul și aici. Dacă stăm să ne uităm versus un EcoBlue de 2 litri, n-au nicio legătură. Ăla de 1995 de centimetri cub, cu distribuție pe pinioane plus o curea în ulei, e 100% Ford, n-are nicio treabă cu cel de PSA, le-am filmat pe toate. Și inclusiv pe cele PSA de 1997 de centimetri cub, alea 2000 diesel, așa că trebuie să te uiți la nuanțele astea ca să-ți dai seama. Și per total, mașina e exact pentru stilul ăla de cărat. Ai ușă pe o parte care vine în standard, cea de pasager, dacă nu mă înșel, are uși pe ambele părți, plus haionul care se deschide altfel. E puțin mai drăguță la interior, are mai multe locuri, mai multe chestiuni din astea legate de confort. Infotainment-ul este decent, se aude bine, conectivitate ușoară, încărcător wireless, are tot felul de detalii, inclusiv parbrizul clasic Ford cu încălzire electrică. Așa că pe mine unul genul ăsta de mașină m-a convins. Am mai mers cu auto utilitare de multe ori, însă când am luat-o pe asta, mă gândeam, zic, nu știu dacă o să fie o experiență așa plăcută și chiar a fost. Am fost cu ea până la Ploiești, m-am folosit de ea ca să filmez niște chestii și am parcurs deja aproape 250 de kilometri. Am făcut și test de consum, o să vedeți la partea de mers. Că se cam duce lumina asta și să nu o dăm pe obscuritate, hai să deschid capota să arăt încă o dată acest motor, care este foarte simplu, l-am tot arătat și vreau să mă concentrez pe ce se află pe acolo. Și partea din micul interior din față, care este destul de mare și pentru pasageri chiar are un volum acceptabil, și partea din spate, ca să vedeți exact cum este volumul acela, care de altfel este scris pe laterală din punct de vedere al volumului în litri sau metri cubi și al sarcinii utile. Și mai departe, bine că l-am filmat deja, o să urmeze test drive-ul, din care puteți să mai extrageți câteva opinii din astea despre, pe care le-am avut eu de altfel, despre partea de condus, cum se simte, antifonare, consumuri și alte detalii. Treaba cu distribuția la motorul ăsta se verifică foarte simplu. Codul ăla de pe chiulasă este tipărit undeva în partea de aici și nu-l vei vedea ușor pentru că e acoperit de scuturi termice, furtunurile astea de la turbo, dar o metodă mult mai simplă să verifici că totul e ok este să cauți această zbenghe de aici. Putem să vedem pe partea asta care are o umflătură. Umflătura asta ne arată că dedesubt stă un lanț de 8 mm revizuit, cu tocul arbor cu came schimbate integral cu tocul pinioane. Dacă te uiți la structura motorului, o să vezi faptul că are o distribuție pe curea cu pinion de arbore, pinion de pompă de înalte și unul de pompă de apă. Și pompa de ulei este antrenată jos la arbore acolo, iar pe partea de sus, arborele cu came de admisie este antrenat direct de curea și în capăt mișcă și pompa de vacuum, care este necesară în principiu pentru frâne și pentru anumite chestiuni care țin, de exemplu, de un solenoid de control care reglează, printre altele, răcitorul de echiere, partea aia de ocol de acolo, și sunt situații de vehicule Ford care au frâne electromecanice și în principiu nu mai necesită partea asta de pompă. Deci avem sistem natural de vacuum. Pe urmă, capacul acesta de supape este cel care are și supapa PCV și care este și încălzit și scoate gazele de carter și le bagă la intrarea în turbo. Neapărat când schimbați filtrul de ulei, verificați colierele astea să fie bine strânse. A fost o problemă majoră la vechile motoare care tindeau să tragă nisip pe acolo. După ce turbina comprimă prin sistemul de geometrie variabilă, ea scoate pe tubulatura asta, bagă în intercooler care se află vertical în bară și gazul răcit și dens este trimis în admisie, unde se află clapeta aia de control, care are ca rol eliminarea scuturării opririi motorului atunci când tai contactul și de asemenea are rolul de a închide parțial ca să facă vacuum în admisie, să poată să fie trase gazele de EGR. EGR-ul practic pleacă din chiulasă pe un al cincilea port de la evacuare de aici, trece pe partea elaltă unde se află o supapă EGR electrică pe care o poți vedea acolo, un răcitor cu o supapă de ocol. Și chestia asta e reglată electric și pneumatic cu ajutorul acelui sistem, iar în partea asta de injectoare, poți să vezi că sunt injectoare clasice cu sistem solenoid, pentru că returul este direct în capătul injectorului și intrarea de motorină vine din rampă oblic pe partea din spate. Injectoarele Siemens au returul lângă injector, chiar dacă intră tot oblic partea de motorină, dar astea erau la cele de 8 valve.
sunt culbutori, doi arbori cu came, așa cum am menționat, pompele astea vizibile, bateria în partea asta de aici cu modulul de siguranță, o cutie manuală în 6 rapoarte care pare identic etajată cu cele de la 1.6 mai vechi și pentru că e un motor fără vibrații, e în 4 cilindri 10 fără vibrații. Codul lui se poate vedea pe partea asta, codul lui Ford este R2XQ, însă el de fapt se numește DV5RC și e scrisă și chestia asta undeva pe acolo și cam atât despre el, că mare lucru nu avem să mai zicem. În rest, ce se mai poate vedea? Alternator și compresor de aer condiționat pe partea asta de curea de accesorii. Mie îmi pare că are un soi de start-stop care poate folosi și alternatorul, dovadă că pe acolo sunt niște cabluri de tot felul de culori. Evident are AdBlue, nu mai are OLIS-ul ăla specific la 1.6, care era cerină, un aditiv pentru DPF care se introducea în rezervor și era practic ars odată cu motorina. Iar AdBlue este pentru catalizatorul de reducție, care este specific sistemului de reducere a oxizilor de azot. DPF-ul este pentru filtrarea de particule. Ce mai e drăguț e că au pus un capac aici la partea de calculator, deci în cazul în care se va infiltra apă pe sus pe aici n-ar trebui să fie probleme. Cam ăsta e motorul, mare lucru nu avem să-i dăm pe aici. La ce m-aș uita totuși în timp la compartimentul ăsta motor? Acest furtunaș care este pentru duzele de parbriz, că ăsta dacă se sparge s-ar putea să provoace niște problemuțe pe aici. În rest, na, rămâne timpul să vedem cum îl va primi, cum va primi această mașină și arată drăguț, are niște faruri bune, proiectoare, semnalizări clare, adică chiar dacă este pe halogen, e destul de ok și grila nu mi se pare că expune atât de mult radiatoarele. O să vedeți la noile Cupra Formentor, faptul că și Cupra Leon, efectiv au 3 dungi, pe una e numărul și atât, fără niciun fel de plasă sită, este mai mult ca sigur faptul că radiatoarele alea se vor fi afectate de la mersul pe autostradă. În rest, motorul ăsta, sincer, e unul destul de ok, n-are el cel mai bun istoric, mai bun e 2000 dieselul ala lung, dar, repet, asta mai mult ține de partea de mentenanță pe ele. Și vechile 1.5-uri de Ford, fiind motoare cu o singură axă, au altă natură de probleme, care nu cred că au legătură cu acestea în linii mari, adică sitele alea de turbo care se înfundă, suporții motor, crăparea galeriei de evacuare, turbine cu probleme, scurgeri de antigel pe la capacul acela de termostat, răcitorul de EGR, uneori situații diverse cu injectoarele sau cu pompele, capacul de supape din plastic, distribuțiile, culbutorii, astea, mă rog, țin de niște situații. Garnitura de chiulasă știu că a mai fost o problemă pe ele, dar în linii mari alea problematice au fost mai mult motoarele de 1.6, care au avut chestia aia cu uzura arborilor cu came de la privarea de ulei, să zic așa. În zona de spate se deschide ușa frumos și simplu, dacă vrei să dai cu totul peste cap, ai o clemă acolo, tragi cu totul, astea sunt puse la nivel. Clapa asta de aici se deschide, dar până să deschizi ușa este puțin contraintuitiv, adică trebuie să faci așa și ușa se va da peste cap, dar uite că nu-mi iese foarte ușor, cel puțin cu o singură mână, pentru că trebuie să ții tras. Și în momentul de față cam așa se dă, nu știu cât de rezistente sunt balamalele. Singura sursă de lumină este aici în partea din spate și e destul de chioară, adică pe beznă nu o să vezi foarte bine. În partea asta de aici văd că este montura pentru roată de rezervă, niște inele de prindere, capitonajele astea pe aici cu o priză de 12V. Interesantă chestia asta. Are deja niște găuri predate, îmi place chestia asta pentru că nu trebuie să mai dai tu găuri să fie probleme de rugină, deci asta este o chestie standard în industrie și pe partea din spate poți să vezi unde ar veni geamurile la versiunea de pasager care însă are un haion normal. Dacă te duci și pe partea asta laterală aici, o să vezi că ușa se deschide complet. E drăguț că nu se amestecă ușile între ele. Și aici aș avea grijă pe viitor, dacă se va murdări sau cineva va gresa aceste brațe, e foarte probabil ca operatorul să se murdărească pe haine aici, dar asta e o chestiune de mentenanță de cum le folosești. Peretele ăsta este bombat, nu are spațiu de depozitare pe dedesubt și asta dă un loc suplimentar în cabină prin faptul că are bombeul ăsta invers, însă dacă te duci și închizi aceste uși, prima dată partea asta de aici cu trântire automată, vei vedea că e relativ chioară lumina în interior, așa că aș monta un bec mai puternic sau un LED acolo. Și îmi place de asemenea că ușa asta nu necesită o trântire din asta hotărâtă, se închide destul de ușor.
Și ce mai e drăguț este că e undeva până aici, nu peste. Deci șansele de infiltrație sunt puțin mai mici. E vopsită drăguț, fiind cu opțiunea are mânerele în culoare. Astea sunt vopsite negru glossy. Aici e un sticker, sunt destul de ok. Chederele astea par destul de bine rotunjite aici, asamblate. Iar în partea din față are spații de depozitare în ușă, doar în partea asta de jos, o zonă moale aici, foarte ok. În rest, plastic tare, spații de depozitare aici, acolo de asemenea unde poți să pui o mapă din aceea cu acte. Și nu are un sistem de basculare rapid a scaunelor, pentru că deși poți să pui chestii în spate, nu e un spațiu foarte mare. Și asta zic că ar fi putut să aibă un fel de dulăpior ceva în spate acolo. Însă ce apreciez este confortul scaunelor. Sunt scaune de mașină, nu de dubă, spătarele sunt mobile. Nu sunt din alea înșurubate direct pe acest perete, astfel că mie mi se pare că se simt confortabile. Torpedo cu deschidere lentă, în partea asta tot așa materiale tari, dar îmi place că nu-i piano black. Și are o mică chestiune, parasolarele astea sunt la unghi și când te uiți în el nu te vezi pe tine, te vezi dintr-o parte. Asta ar fi singura chestie. Spațiu de depozitare în partea asta de sus aici, nu m-aș trage foarte tare de asta că mie că pică. Și în zona de bord are un încărcător wireless unde, de exemplu, încape un telefon întreg acolo, un infotainment tactil plus niște butoane cât de cât de urgență pentru accesul meniului de climatizare, senzor de parcare, ventilațiile, volumuri, chestii și două spații de depozitare, aici de fapt trei pentru pahare, o cotieră legată de brațul scaunului cu frână de mână clasică, portul USB-A și C, care ambele sunt de date, priză de 12V unde le iau pe tovarășul cu mine, că dacă pun contactul vedem iluminatul ambiental pe care mi-l dă încărcătorul acesta și în linii mari cam atât. Ăsta, sincer, nu știu ce face, cred că aici vine un comutator pe vreo opțiune suplimentară de mașină. Are keyless go, dar nu keyless entry și poți să deschizi strict zona de spate sau zona de pasageri. Asta ar fi o chestie pe care cred că ar fi bună să pună keyless. Iar în partea asta de aici ai un reglaj de înălțime pentru șezut. Pardon, ăsta este lombarul. Scuzați, ăsta este reglajul de înălțime și ăsta este cel pentru spătar. Iar în zona de acces aici, ca să nu fie problemuțe cu baterie, pornim și motorul. Display-ul clasic pe care îl vedem pe nenumărate vehicule Ford. A pornit și climatizarea la blană. O să deschid un pic conexiunile astea pentru date. Iar în partea asta, dacă reușesc să dau și clima mai încet, ca să ne înțelegem, nu știu, acum chiar sunt curios cum se aude pe filmare, o să mă uit și eu, o las pe 3. Bordul acesta e unul care, într-o formă oarecum similară, a fost pusă și pe noua Puma. Însă ăsta este cu ecranele puțin mai mici sau nu sunt la fel de aliniate. Modulul ăsta clasic de lumini cu reglaje de intensitate bord, proiectoare, nivel înălțime, faruri din partea asta de aici și comenzile pentru geamuri, oglinzi. Iar aici este comanda de volan pentru pilot automat simplu cu lane assist și în partea asta paginarea meniului. În momentul în care te uiți aici pe partea asta, vei vedea faptul că există aici consumurile de computer de bord, 1 și 2. Dacă dai pe lista asta, poți să intri în tot felul de chestiuni, unde să vezi, de exemplu, niște vederi personalizate pe care ți le poți seta tu. Tot felul de informări pe partea asta de aici, informații motor, ce-mi place că arată orele de funcționare, inclusiv orele la relantii. Foarte importantă chestia asta. Cu cât e mai mare numărul ăsta, cu atât trebuie să schimbi uleiul mai repede, pentru că înseamnă că motorul a stat. Și în partea asta de aici, pe detalii, o să vezi diverse mesaje și cred că ce mai e pe aici de arătat. Astea sunt niște mesaje de pe la presiune pneuri. Cât AdBlue mai are ca nivel. Câți kilometri poți să faci cu el chestii de genul acesta. Computerul de bord care are două tripuri plus încă unul care îți afișează niște chestiuni pe acolo. La audio poți să vezi melodiile care sunt redate.
iar conectivitatea cu telefonul ți este arătată în bord, ai un vitezometru clasic, turometru este pe partea asta laterală și se poate vedea acolo, avertizorul ăsta clasic de limită, autonomia, nivelul de motorină și ecranul central este unul simplu, dacă dai pe Android Auto ai o vedere clasică pentru Waze, Google Maps, funcționează foarte bine, le schimb fără niciun fel de problemă, iar în zona asta de Ford Sync, cum este el numit, dacă intri, o să vezi ecranul clasic care, mă rog, trebuie să apeși pe ăsta fix pe centru. Ai zona de audio care înseamnă radio, conectivitate, telefon, toate cele. Clima are volan încălzit, are scaunele încălzite, ambele din față, singurele de altfel, oglinzile, pentru că n-ai lunetă cu geam și dai doar un simbol de oglindă, și recirculare auto pe 3 moduri, viteză de ventilație pe partea asta de aici. Android-ul este ăsta, partea, mă rog, iar am ieșit de aici și am intrat de fapt și nu vreau să intru. Aplicații diverse care pot fi făcute pe aici, orice setare a mașinii este sub formă de tabulatură din asta, adică, nu știu, pe general poți să intri să setezi tot felul de zgomote, culori și chestii de genul ăsta. Ai inclusiv internet pe care îl poți împărți, mă rog, să faci hotspot din ăsta. Conectivitate cu telefonul prin aplicațiile alea clasice ale ei și în linii mari cam atât ce ar mai fi de arătat. Rezoluția camerei de marșarier, care zic eu că este decentă, are și alertă din asta în caz de cross traffic alert. Și aici pe plus poți să faci un fel de zoom pe acolo și are și linii direcționale și linii mari. Astea iarăși sunt ok, poți să oprești ecranul, poți să ai acces în climă, dezaburirile, ăștia sunt senzorii de parcare și în partea asta sistemele de asistență unde trebuie să intri de fiecare dată și să faci chestia asta de asistență limită de viteză și să scoți alerta aia bingănitură care mi se pare foarte enervantă când piuie. În rest, simplu, la obiect, ușor de folosit. Comutarea automată pe faza farurilor, se poate vedea că bat destul de ok. Și acum eu mă voi duce acasă și voi veți vedea test drive-ul. Continuăm. După 200 de kilometri de condus să urmeze și proba de test drive, nu e făcută în ordinea filmării, dar voi o vedeți în ordine cronologică, să zic așa. Adică mai exact, eu încă n-am filmat test drive-ul, dar tocmai, mă rog, așa mi-aranjez eu lucrurile și faptul că am condus mașina e suficient pentru a expune partea asta de test drive. Este o plăcere, punct. Asta este ceea ce poate să rezume chestia asta, pentru că din punctul meu de vedere, la o asemenea mașină cu iz comercial, în care stai foarte mult timp la volan, este cel mai important lucru să ai un scaun confortabil, pe care mașina asta l-are. Efectiv te cuprinde, are o formă de scoică, e moale, nu simți căldură la spate, chiar dacă nu e un scaun cu ventilație, adică nu vei transpira în zilele astea toride. Faptul că are o bază foarte comună cu toată partea asta de volum, adică ai și perete cu marfă, dar și de pasageri, sunt la fel antifonate toate, deci conversia e foarte ușoară pentru fabricant. Ai o instalație de aer condiționat care e comună, deci face rece frigider mașina asta înăuntru și merge foarte bine, cu doar 100 de cai. Clar, un 1.0 în 3 cilindri nu e la fel de rafinat ca un 1.5 în 4 cilindri, însă eu aș lua motorizarea asta diesel doar dacă este genul de mașină care va fi folosită cu motorul pornit mult timp și mulți kilometri. Strict pentru livrări urbane, m-aș rezuma la benzină, ori 100 sau 125 de cai manual cu 6 rapoarte sau cu varianta DCT care vine doar cu 125 de cai. Și pentru că e o mașină destul de măricică, se mișcă bine, nu e foarte grea, sarcina utilă e de 1000-1100 de kilograme, dar merge foarte bine, adică mie nu mi se pare că se simte o mașină lentă, în spectrul superior de turați, în schimb, nu uimește. Dar faptul că este motorul în variantă de 16 valve, revizuit cu lănțicul ăla de distribuție mai lat, cu zbenghia de pe chiulasă pe care am explicat-o la partea de dinainte de la motor, înseamnă că în condițiile în care vei schimba uleiul la timp, este o mașină cu care nu vei avea probleme. Și cutia este interesant etajată. La autostradă are undeva la 2400-2500 de turații, cam așa, la 140. Însă îmi place că la mers normal, cum este acesta, de exemplu, acum e 1800. Aș merge chiar cu A5, sincer, ca să stau în jurul apropierii de 2000. Are volantă cu masă dublă pentru că nu scutură. Sistemele de asistență se pot doza ușor. Conectivitatea cu telefonul, ecranul bine plasat. Este bine antifonată. Tocmai am petrecut 28 de minute în conversații telefonice cu diversi oameni care mă tot sunaseră și aveam de stabilit niște lucruri. Și am putut să vorbesc destul de clar.
Adică pentru o dubă e bine, nu este ca o Dacia din aia Logi sau Docker, care erau mult mai spartane, să zic așa. Marele plus mie mi se pare scaunul, aceste spații de depozitare ample și faptul că are mult spațiu de transport în spate. Nu-ți trebuie greutate, e vorba de volum acolo și mă aștept și versiunea de pasager să fie ok. Vor avea și o versiune electrică și uite că da, fac și românii lucruri bune, pentru că practic ăsta e un vehicul făcut la Craiova, chiar dacă motorizarea nu e neapărat făcut acolo și are un comportament foarte ok. Acum, sincer, cu DCT-ul ăla pentru marfă, frecuș din ăsta, nu știu ce să zic, dacă aș lua varianta aia, aș servisa cu sfințenie transmisia. Pentru că dacă o lași să-și facă de cap, o să coste. Manuala e sfântă pentru cine face parte de asta de uz comercial, dar dacă ar fi mașină pentru concedii de pasageri, adică să ai, nu știu, 3 copii sau să trebuiască să cari un SUP, bagaje, chestii de-astea pe la mare, poți lua automata fără probleme. Doar să îi schimbi uleiul ăla la 30.000, 60.000 de kilometri, că nu e o avere să faci chestia asta. Și una peste alta, mie mi se pare că faptul că are pedalele ușoare, timoneria ușor de făcut, o cameră de marșarier care are o rezoluție foarte bună, o face ușor de să fie foarte manevrabilă. Și îmi place că în spectrul ăla de bază de turație, acolo unde vei sta mai mult cu genul ăsta de mașină încărcată, are zvâc puternic, adică motorul ăsta putea să fie calibrat și la 130 de grade, când iese mașina din garanție, cu siguranță îi poți face un soft, însă trebuie să ai grijă la sincroane, cutie, ambreaje, chestii de-astea, să o conduci corespunzător, dar cert e că în etapa superioară de putere, cred că ar avea de câștigat, pentru că la bază merg toate la fel. Filtrează destul de bine denivelările, adică e o mașină care nu e spartană și se vede că în esență e derivată dintr-o platformă de pasageri și asta nu e rău, pentru că nefiind o mașină pentru transport marfă grea, adică nu e un Ford Transit mare sau un Iveco Daily, nu ai nevoie de o configurație spartană din asta de cărat heavy duty. Pentru asta sunt celelalte modele de Transit, care unele împart configurație cu Volkswagen-uri, altele vehicule Volkswagen sunt cu tehnică de Ford, cum este Amarok-ul de exemplu. Există transiturile Custom, Connect, Courier, Tourneo, toate cele, și sunt vreo 4 modele în total, la o gamă foarte amplă. Dar sincer a fost o surpriză plăcută mașina, nu știu de ce eu credeam că o să am una cu motor pe benzină. Și am venit, am luat cheia, am luat fișa, n-am citit-o și când deschid capota, DV5 RC. La, că e bun. E un motor cu care m-am obișnuit, am tot mers. L-am detaliat, ați văzut, nu e un motor perfect. În sensul că dacă n-ai grijă de el, cam dă cu tine de pământ cu portofelul la partea aia cu distribuția, dar nu e cazul la acest motor, pentru că este, v-am zis, cu lanțul revizuit de 8 mm, cu axele alea mai ok. Și de motorul ăsta în format mai vechi, prin 2019, trebuie să se teamă lumea. Și sunt niște probleme care au rămas, zic eu, din cauza lipsei de mentenanță. Nu simt nevoia unui motor mai mare pe mașina asta și așa, pe parte de consumuri, iarăși e decentă. În oraș are între... Dacă prinzi liber și mergi seară sau faci livrat de produse curierat și ai o medie de aia de 27 de km pe oră, are cam 7.2. Dacă însă media de viteză e pe la 20 de km pe oră, o să aibă 8.2 și la un mers puțin mai înfrânat așa, poți să vezi și cifre de 10, pentru că opriri, porniri dese, evident că afectează consumul. Și la drum național conduzi lejer între 5.2 și 5.8, dacă mergi puțin mai înfipt 6.2, 6.5 și pe autostradă la 140 are între 8.2 și 9.1. În condițiile în care este un dulap la propriu ca formă, mie mi se pare că e foarte bine cifra asta de consum. EcoBoost-ul, în condițiile în care poate avea mai mulți cai decât acest motor, cred că scoate cam aceleași cifre, pentru că e un motor cam pe același principiu de funcționare, doar că s-ar putea în anumite situații să nu se simtă optim. Din experiența mea de condus, EcoBoost-ul ăsta, care de asemenea e revizuit și este cu distribuție pe lanț, e o motorizare care are niște consumuri foarte bune. Deci condus tare pe autostradă, pe o Puma de exemplu, încărcată, nu prea sare de 8, 7, 6, 7, 8, cred că maxim am avut 8, 2.
Adică e un motor al rațiunii. Lumea le înjură, da, că sunt litru, trei cilindri. Nici mie nu-mi plac în mod special, dar trebuie să recunosc că pe foaie la bani, asigurare, impozit, costuri de consum, mentenanță, sunt ok. Doar că trebuie să le întrețin uleiul la 30.000 de kilometri și 2 ani, că e o aberație și ajung să le strici în sensul ăsta. Dar sunt niște motoare care au sens pe foaie, economic. Adică pentru cine are o flotă de mașini, livrări și ai 40 de exemplare din astea, pe tine te interesează să se învârtă roata cât mai ieftin și cât mai mult timp. Și asta înseamnă că nu te gândești neapărat la chestiuni de pasiune a condusului și chestii din astea. Da, dacă ți-o iei pentru tine, pe un Focus probabil n-ai vrea motor de 1.0. Și problema lui Ford e că cam diminuat gamele astea de mașini, nu mai sunt atât de multe modele. Astea care au rămas s-au scumpit destul de mult. Deși, per total, trebuie să recunoaștem că din piață sunt destul de fruntași în oferte bune. În sensul că au mașini bine echipate, cu reduceri destul de consistente față de prețul de listă. Și au în continuare totuși o gamă relativ variată, au făcut facelift la Kuga, există aceste modele și de pasager și de marfă. Chiar dacă nu mai e Fiesta și poate Focus-ul n-o să mai fie în curând, încă e și îl poți comanda, cine știe ce stocuri rămân, inclusiv ST-urile de 2-3 au rămas. Și în linii mari, cam asta este. Dar sincer, pentru partea de transport, chiar e mișto. Și asta e o mașină bine echipată. Ce mi-ar fi plăcut să aibă însă keyless entry, pentru că este o mașină la care tu urci, cobori des și atunci ar fi trebuit să meargă automat clanțele astea, chiar dacă are pornire automată. Și sincer, ergonomia sistemelor și climatizarea sunt bune, chiar dacă nu are butoane pentru asta, are scurtături de acces. Intri în AC, intri în meniuri, intri în navigație, ai dezaburirile, parbrizul electric cu tot felul de detalii din astea suplimentare. Și nu se simte atât de spartan pe cât m-aș fi așteptat. Și în ideea în care pleacă de la aproximativ 20.500 preț de listă final, cred că cine vine și zice, boss, vreau și eu 15 bucăți, o să le ia la preț bun. Că știți cum, iarta negocieri există în continuare, dar nu e partea mea asta, reprezentanțele își fac partea asta, cu ei trebuie să vorbiți pentru eventuale discounturi, reduceri, chestii din astea. Și în final eu zic că am prezentat destul de bine mașina. Și da, aici se încheie prezentarea pentru voi, însă abia începe pentru mine, deoarece după ce o să filmez o mașină o să mă apuc de asta. Ce să zic, la revedere, sper că v-a plăcut. Mulțumesc lui Neste pentru încredere, că sunt niște oameni cu care mă înțeleg foarte bine, parcă rezonăm așa și pe impresii despre lumea auto. Și urmează să mai avem tot felul de detalii, chestiuni. Ia uite ce ușor de parcat. Are și un soi de sistem automat de parcare, de alertă de fapt, dar depinde de dotări, că fiind 4 trepte de echipare, e o mașină care poate fi destul de configurabilă într-o gamă de preț destul de compactă, să zic așa. Eu zic că un ticket mediu pentru o mașină de asta e final plătibil pe la 22-23 de mii de euro. Și are încărcătorul ăsta wireless, mufe, conectivitate wireless, spațiu. Ce totuși mi-ar fi plăcut să aibă? Să aibă un soi de portbagaj, spațiu de depozitare. Că, de exemplu, uite, eu am cască, moto, ghiozdan și o geacă și nu pot să le pun undeva sub scaun. Adică n-are construcția aia clasică de dubă cu spațiu de depozitare sub podea. Și mi-ar fi plăcut să aibă chestia asta, pentru că era mai practic decât să le pui în spate să alerge, să fugă pe acolo. Putea să aibă un soi de scobitură undeva pe acolo. Da, cam asta ar fi. La revedere!